Charles Forte scrie un roman western, dark western, dacă e să ne luăm și după adaptarea acestuia, numit Adevăratul Curaj. Adaptarea se numește True Grit. Vorbim despre o fată care vrea să răzbune moartea tatălui, să-l aducă pe criminal în fața judecății și pentru asta angajează un bătrân și parcă neajutorat justițiar, alături de care pornește pe un drum plin de aventuri și care îi dovedește adevăratul curaj. Este o adaptare foarte interesantă a unui film western mai vechi, de asta dată adaptarea e făcută de frații Coen, iar filmul merită văzut, la fel cum merită văzute filmele cele două din Kill Bill. Quentin Tarantino este regizorul de această dată, iar Uma Thurman interpretează personajul numit Mireasa, cea care vrea să se răzbune după ce a stat 4 ani în comă, a pierdut și o sarcină, să se răzbune pe cei care au cauzat acest lucru. Răzbunarea pare a nu se termina, oricum filmele sunt foarte interesante în stilul acestui regizor și surprinzătoare, pentru că el folosește și niște tehnici aparte. Deci, merită din plin.